jeszcze nie koniec kłopotów. Grigore z dystansu. Grigore! 1-1. Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit alături de mine în această seară, colegul meu Ionel Luțan. Bună seara, Ionel! Bună, Alin, bine te-a regăsit! Și alături de noi, Nicolae Grigore, fără prea multe introduceri, pentru că le-am făcut deja. Bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Mulțumim foarte mult că ai acceptat invitația noastră să vin această seară, să stai puțin de vorbă cu noi. Drag! O să începem puțin prin a vorbi despre povestea ta, pentru că am văzut în materialul de mai devreme un gol spectaculos pe care l-ai dat tu, și să ne povestești un pic cum a fost cariera de fotbalist și apoi trecem la lucrurile mai recente. A fost foarte, foarte plăcută introducerea, a fost o surpriză pentru mine, chiar nu mă așteptam să văd așa ceva. Cariera mea de fotbalist oarecum se confundă cu Rapidul, pentru că eu partea de juniorat am făcut-o tot la Rapid, în mare parte chiar făceam un calcul zilele trecute și cred că am peste 20 de ani petrecuți la clubul Rapid, însumând partea de juniorat cu echipa mare, echipa a doua și tot ce a însemnat. Din fericire pentru mine, oarecum am avut și oportunitatea de a beneficia de partea asta plină a Rapidului vis-a-vis de trofee, de competiții internaționale. Nu am prins anii în care Rapidul mergea în Liga 2, în Liga 1. Am reușit să câștig ceva trofee. Până la urmă am participat oarecum direct și la cea mai mare performanță din ultima perioadă, Intercluburi a României, un sfert de finală împotriva Stelei. Se crease așa o emulație foarte interesantă în jurul fotbalului în acea perioadă. Și pot să spun chiar fără falsă modestie că am avut o carieră frumoasă. Și sunt convinsă încumnată de niște amintiri și de niște povești foarte interesante. Întotdeauna, mai ales în fotbal, întotdeauna sunt amintiri și povești foarte interesante și picanterii, ca să le numim. Acum, Nico, ajungem și la zi, pentru că, iată, ești antrenorul Rapidului și te întreb, este foarte important pentru un fost jucător să revină la un moment dat și pe banca echipei pentru care a evoluat? Îți dă asta o satisfacție deplină ție? Categoric, și asta pentru mine, faptul că a fost vorba despre Rapid a cântărit decisiv în a lua hotărârea să vin de la echipa națională recent calificată la campionatul european. Nu mi-a fost ușor să iau decizia aceasta, pentru că nu cred că mă voi întâlni în fiecare zi, sau cu siguranță nu mă voi întâlni în fiecare zi cu o calificare la un turneu final. Dar ținând cont că era vorba despre Rapid, era un miraj pentru mine, am luat hotărârea de a veni de la echipa națională a României să preiau Rapidul. Și o să spun că e o decizie, așa cum am spus și mai devreme, luată după zile îndelungate de gândire, dar sunt împăcat cu ceea ce am făcut și mulțumit de alegerea făcută. Nicu, deja acum ai parafat contractul, ești cu acte în regulă antrenorul Rapidului, dar trebuie să te întreb, dacă formația pe care o pregătești acum nu era într-o postură bună, în continuare de a ataca promovarea, te-ai fi gândit poate mai mult dacă Rapid era la jumătatea clasamentului și șansele de a prinde play-off-ul și mai apoi lupta de promovare, ai fi fost mai precaut, oare? Nu, decizia fusese luată cu mult timp înainte și decizia fusese luată chiar în perioada în care Rapidul venea după acea serie de înfrângeri și era oarecum în partea a doua a clasamentului. Discuția inițială a fost să venim și să reconstruim tot ce se poate și după aceea să atacăm în anul 2 promovarea. Atunci, în momentul acela, am dat acordul, iar parte din staff-ul cu care conducem acum Rapid, împreună cu Mihai Iosif, am hotărât să preluăm, comunicam atât cât puteam în măsura în care am reușit, el conducea, el a reușit să facă niște lucruri extraordinare, fiind implicat direct. Ne sfătuiam, așa cum ne-am sfătuit și înainte de meciul de la Timișoara și cum o vom face de acum înainte. Rezultatele au fost foarte bune în perioada imediat următoare și acum suntem din nou în situația de a spera la promovare. Dar
Aceasta era și o meteahnă, dacă pot să numesc așa, în ceea ce reprezintă fotbalul românesc, pentru că se pierd 2-3 meciuri, se câștigă 2-3 meciuri și suntem la extreme. Da, da, da. S-au pierdut, gata, trebuie să ne gândim dacă nu retrogradăm. S-au câștigat, visăm din nou la promovare. E o luptă, și mai ales la Liga a doua, o luptă extrem de strânsă în momentul ăsta. E o perioadă foarte instabilă, cumva, pentru că de asta se plângeau și colegii tăi de la alte echipe de la Liga 2, că e o perioadă foarte instabilă pentru că nu știți niciodată pe ce poziție să vă aflați și cum să gestionați toată situația, nu-i așa? Da, exact, exact, pentru că, așa cum spuneam și mai devreme, un meci sau două câștigate te pot aduce în locurile acestea de play-off care vor disputa manșa finală de promovare sau poți să cazi de pe aceste două locuri și să te bați pentru retrogradare. Diferența de puncte între locul de play-off și chiar locul retrogradabil nu cred că este mai mare de 6 puncte. Sper să nu greșesc exact, dar e o diferență foarte mică și tocmai în această măsură, câștigând aceste ultime meciuri rapid, în ultimele 5 etape am reușit să înregistrăm 4 victorii și un egal și am reușit să, practic, suntem pe locul 3 la egalitate cu locul 2. La timp a venit asta, Nicu, pentru că, iată, s-a pus capăt acestui an fotbalistic și Rapidul stă bine în acest moment, având larg deschise cărțile către promovare, dar spuneai puțin mai devreme de echipa națională de tineret. Iată că de astăzi invitatul nostru are licența pro împreună cu primii doi selecționari ai echipelor naționale, Mirel Rădoi și Adrian Mutu. Evităm și până lângă alți mulți colegi. Cum te simți acum cu licența pro în buzunar? Da, încă nu am în buzunar, trebuie să ajungă, dar e o împlinire pentru ceea ce am făcut. Nu a fost o licență ușor realizată, pentru că a fost făcută în condiții speciale. Mare parte din ea, sau ultima parte, a fost făcută doar online, strict online, pentru că pandemia ne-a împiedicat să ne mai vedem fizic. Chiar a fost o atmosferă în cadrul acestei grupe care am terminat, am fost 18 băieți și o fată și chiar s-au creat niște legături frumoase între noi, niște relații de colegialitate. Oarecum ne cunoșteam, pentru că, așa cum spuneați, foarte mulți foști fotbaliști, pe lângă cei doi selecționeri, cred că procentual vorbind, peste 80% eram jucători care evoluasem la nivel de Liga 1, ne cunoșteam între noi, dar e un sentiment plăcut, pentru că practic am reușit să dobândesc cea mai înaltă calificare și totodată a fost în compania unor băieți și a domnișoarei respective foarte, foarte ok și chiar a fost o plăcere de-a lungul acestui an și jumătate. Cum ai văzut perioada asta de cursuri din punct de vedere al organizării, al temelor pe care le-ați avut de pregătit și în perioada asta de pandemie, unde a fost mai dificil să vă desfășurați? Nu, a fost o perioadă extrem de interesantă pentru noi. Dificilă, dar interesantă, și iar școala de antrenori și-a dat silința să realizeze lucruri importante. Și doar vă dau doar un scurt exemplu. Pentru săptămâna trecută am avut ca lector pe Cezare Prandelli, fost selecționar al Naționalei Italiei, antrenor în momentul actual la Fiorentina, echipă din Serie A, și totuși lectorii noștri și-au dat silința și au reușit să ni-l aducă și să vorbească, să ne împărtășească din experiența sa. Și asta e doar un mic exemplu despre cum s-au desfășurat lucrurile și cât au reușit să facă pentru noi. Ceva deosebit, au fost niște lucruri de la care am învățat enorm de mult. Și chiar și așa, online, strict online, am reușit să ne îmbunătățim cunoștințele din punctul meu de vedere și să evoluăm ca oameni în primul rând și ca antrenori. Nicu, să ne întoarcem la Rapid, pentru că foarte mulți suporteri ai Rapidului, auzind că vei fi prezent aici în studioul Metropola TV, au abundat de întrebări. Evident că pe toată lumea interesează ce mișcări importante se vor face în această iarnă la capitolul achiziții, pentru că, bănuiesc, Rapid are nevoie și de completări la nivel de lot. Da, cred că orice echipă în aceste întreruperi are nevoie de sânge proaspăt. Nu aș putea să rostez, pentru că nu s-a finalizat nicio negociere până acum. E adevărat că suntem în discuții cu anumiți jucători, nu foarte mulți, pentru că nu vor veni mai mult de 4 jucători, dar ne dorim ca aceștia să vină cu un impact asupra echipei, să dea un plus de calitate, de profesionalism, care să ajute această echipă să meargă spre Liga 1.
E foarte greu să vorbesc despre nume, așa cum vă spuneam, pentru că lucrurile sunt deschise în momentul ăsta. Poate acei jucători mai discută cu alte echipe sau poate alte echipe, văzând interesul Rapidului, se pot gândi la acei jucători. Dar încercăm să ne mișcăm și să greșim cât mai puțin față de aceste transferuri. Vrem ca ele să fie niște mișcări reușite și, așa cum spuneam mai devreme, să aducă plus în cadrul lotului nostru. Ai preluat acest proiect ca pe o provocare, pentru că sunt mize destul de mari. Cum ai văzut gestionarea situației? Cum ți s-a părut, o simplă provocare sau ți s-a părut foarte greu? Nu, mi s-a părut provocare, dar știam că nu va fi ușor. În momentul în care, așa cum spuneam mai devreme, discuțiile au fost deschise oarecum undeva, sper să nu greșesc ca termen, cu 3 săptămâni, o lună de zile înainte de meciul decisiv pe care l-aveam cu Danemarca, cu România U21. Și atunci am hotărât ca totul să se întâmple abia după acel meci, pentru că nu era normal din partea mea să las lucrurile nefinalizate și să ducem acea campanie până la capăt. Tocmai în ideea asta a venit Mihăiță Iosif din acel moment. În momentul respectiv, lucrurile erau extrem de complicate, cu jucătorii care erau contestați, cu toată lumea nemulțumită și nivelul foarte scăzut de încredere al jucătorilor. Mihăiță Iosif a reușit să facă o treabă fantastică, a reușit să readucă lucrurile la normal și au venit câteva meciuri foarte bune, o perioadă foarte bună a Rapidului. Înțelegerea era și discuțiile au mers ca eu să revin din ianuarie. Întâmplarea a făcut ca el să se îmbolnăvească de COVID și să trească să vin dinainte de meciul de la Timișoara. Dar ca să răspund concret, e și o provocare, dar știu că este și foarte greu pentru că responsabilitatea este foarte mare. Asta vreau să spun și eu, Nicolae Grigore. Ai fost un jucător echilibrat în toate prestațiile tale de pe gazon, așa se vede că ești acum și ca antrenor. Cred că nu va fi deloc ușor să gestionezi o situație la o echipă atât de importantă ca Rapid, unde și fanii joacă un rol major, unde presiunea este clar la ea acasă și unde mai nimeni, spui de un proiect așa pe un an și jumătate, cred că mai nimeni nu are răbdare cu această promovare, care ar trebui să se întâmple odată cu inaugurarea noului stadion. Da, ar fi o situație extrem de frumoasă ca noi primul meci pe nou stadion să-l jucăm în prima ligă. Și eu sunt convins că așa va fi. Referitor la presiune, e ceea ce am transmis și jucătorilor, să leagă lucrurile, pentru că e ceea ce am transmis și jucătorilor în momentul în care am ajuns. Dacă cu cât presiunea este mai mare, cu atât și satisfacția este mai ridicată. Dacă ne-am fi dorit să jucăm fotbal fără presiune, mergeam la Liga 4, la Liga 5, unde desfăceam o bere după meci și eram prieten, plecam acasă prieten cu toți. Dar ei s-au apucat de fotbal, eu la fel m-am apucat de fotbal și acum de antrenorat pentru a fi în situații cu presiune, pentru că asta dă satisfacție, pentru a simți miză, adrenalină. Vrem presiune, atunci suntem la un nivel înalt. Nu vrem, atunci putem să mergem, dar nici nu avem satisfacție, avem doar o anumită plăcere de moment. Știu că plafonați la un nivel și spune, las că sunt mulțumit aici unde sunt. Da, asta e o altă variantă în care am putea să mergem și să ne mulțumim cu puțin, ceea ce o altă situație pe care nu pot accepta și de care aș dori să mă debarasez, pentru că totdeauna trebuie să țintești cât mai sus. E contrar sportului până la urmă, pentru că sportul reprezintă competiție. Dacă vrei să rămâi la un nivel, du-te în altă parte, probabil. Exact. De altă parte, Nicu, eu continui să cred că nu va fi deloc ușor, pentru că ești de acord cu mine, fiecare echipă și adversarul se pregătește toată săptămâna pentru ca la ora jocului să câștige. Echipa, competiția este foarte echilibrată și bine remarcai că la Liga 2 un calup de 2-3 partide te poate ridica foarte ușor în zona superioară. În schimb, dacă ai pierdut 2-3 partide, deja te uiți în subsolul clasamentului. Nici n-am spus că va fi ușor, nici nu mă aștept să fie ușor. Competiția este foarte strânsă, sunt echipe oarecum echilibrate valoric, sunt cluburi importante în Liga 2, Petrolul Ploiești, Universitatea Cluj, fără să menționez Rapidul, dar sunt adversarii care au în spate tradiție, istorie și care ne vom bate. Dar, așa cum am spus, am încredere în ceea ce există la Rapid, în fondul de jucători, în tot ceea ce se întâmplă în momentul ăsta și eu chiar cred că la final ne vom bucura de o promovare.
Cum ți s-a părut că i-ai găsit pe jucători în momentul în care ai venit tu? Au venit după o perioadă unde moralul lor a fost ușor mai ridicat? Sau i-ai găsit într-o perioadă în care trebuia să-i motivezi suplimentar? Nu, i-am găsit foarte bine. Nu au fost atât de bine în perioada de care vorbeam, în care au avut câteva meciuri fără punct câștigat, chiar au pierdut câteva la rând. Dar eu i-am găsit foarte bine motivat și n-am avut o problemă, n-am reușit să gestionez meciul de la Timișoara și să-l pregătesc așa cum mi-am dorit eu. A fost o situație în care erau deja conștienți și motivați de ce înseamnă o victorie în ultimul meci. Vom vedea în partea secundă a campionatului și mai apoi în play-off un rapid mult schimbat. Nicolae Grigore, din punct de vedere tehnico-tactic, există timpul necesar pentru a remedia anumite aspecte sau doar vei plusa pe unde este realmente nevoie în perioada următoare? Timp consider că există. Vom avea 6 săptămâni de pregătire, vom începe pe 11 ianuarie, iar prima etapă va avea loc pe 20 februarie plus minus, în funcție de programările meciurilor. Să spun acum că vor fi modificări majore, nu aș avea de unde să știu, pentru că totuși au fost lucruri bine făcute. La Rapid s-a muncit bine întotdeauna, au fost jucători și oameni implicați care au muncit. Aș vrea să păstrez tot ceea ce s-a făcut bine, aș vrea să păstrez cât mai mult din deprinderile jucătorilor, dar care aduc un plus echipei, iar în funcție de asta să mă mulez și eu pe ceea ce au ei ca fond și să schimb cât mai puțin în ideea asta de a fi și mai bine. Evident că fiecare antrenor are filozofia sa, are ideea sa despre fotbal și vede lucrurile în anumit fel și lucrurile din punctul meu de vedere ar trebui să arate puțin schimbate față de ce a fost până acum, dar e doar o opinie, e doar felul meu de a vedea lucrurile, nu spun că a fost ceva greșit făcut sau ceva de genul ăsta. Poți să ne spui câteva din schimbările pe care le-ai vedea tu în ceea ce îmi povesteai mai devreme? Da, am spus-o, mi-aș dori ca echipa aceasta să aibă o filozofie și o identitate pe care să o regăsim în orice moment al jocului, o idee de a controla în permanență meciurile prin posesie și de a încerca să controleze pe orice teren, în orice moment, să conducă ritmul meciului, să conducă acea situație din teren. Asta e ceea ce îmi doresc eu să văd la echipa Rapid, pentru că are jucătorii care se pretează, tocmai ce spuneam mai devreme, se pretează pe așa ceva. Sunt jucători tehnici, cu calitate foarte, foarte bună și care nu s-ar preta, spre exemplu, pe un meci de luptă. Dar chiar și așa, ei sunt niște băieți admirabili. La Timișoara a fost nevoie de luptă, de bătaie și atunci ei au intrat și au dat totul în acest context. Dar eu consider că ar avea și o mai mare eficiență în momentul în care ei vor veni de pe alte poziții și vor încerca să controleze meciul jucând simplu și controlând cu mingea. Nicolae Grigore, la Rapid se lucrează bine, credem noi, cu discreție la capitolul achiziției, așa cum stă bine fiecărui club profesionist, dar iată că numele fraților Herea apar parcă zi de zi. Ai fost întrebat, vei mai fi întrebat până când se va parafa, probabil sau nu, trecerea celor doi frați Herea la Rapid și în contextul în care, iată, în linia de atac, Adrian Balan, care a venit pe parcurs, nu a reușit foarte multe goluri, deși pare un jucător extrem de util. Cătălin Țără, cred eu că a rămas dator acolo la numărul de goluri. Hlistei vine bine din urmă. Deci ce facem cu frații Herea? Nu, referitor la frații Herea, ei au fost în fiecare pauză, vară, iarnă, ei au fost întotdeauna la Rapid propuși sau transferați. În momentul ăsta ei îmi sunt prieteni, nu mă ascund că am vorbit cu ei, dar vorbim într-o relație de prietenie. Ei sunt sub contract în acest moment cu Metaloglobus, ei în fiecare vară își reînnoiau contractul pe o perioadă de un an de zile. Ei știu foarte bine și toată lumea știe foarte clar că ei sunt doriți la Rapid și asta e declarat inclusiv de patronul echipei, dar situația lor contractuală în momentul ăsta nu ar permite. În cazul în care vom ajunge într-un context în care ei vor fi liberi de contract, cu siguranță ei vor fi ținte pentru Rapid. Dar momentan ei sunt sub contract cu Metaloglobus și asta e exact situația de fapt. Dacă se va ajunge într-o poziție în care ei ajung liberi de contract, dar, repet încă o dată, sunt ținte importante pentru Rapid.
ești un antrenor tânăr și cu o experiență destul de amplă pentru vârsta ta. De unde ți-ai tras inspirația, să zicem așa? Ai vrut să fii antrenor dintotdeauna sau a venit așa în urma carierei? Am vrut să încerc. Îmi place fotbalul, mi-a plăcut fotbalul, dar sunt conștient și am fost conștient încă de la bun început că meseria de antrenor este mult diferită față de ceea ce înseamnă a fi fotbalist. Da. Și întâmplător, în momentul în care am renunțat la cariera de fotbalist, am vrut ca imediat să încerc acest antrenorat. Am vrut să văd dacă este pentru mine, dacă sunt pentru el, dacă suntem compatibili, și acest lucru l-am realizat mulțumită oamenilor de la Voluntari, pentru că acolo am încheiat cariera de fotbalist și mi-a oferit posibilitatea de a antrena copii și juniori în cadrul acelui club. Mai departe, ca și în cariera de jucător, pașii următori s-au confundat cu Rapidul, am venit la Rapid, la juniori, am mers după aceea la echipa mare la Rapid împreună cu Daniel Pancu, am mers la echipa națională a României împreună cu Adrian Mutu, iar de o lună de zile am ales acest drum de antrenor principal. Nicu Grigore, Rapidul a avut ceva probleme legate și de locul unde disputa partidele. Regie, Clinceni, Buftea. Vom vedea ce se va întâmpla în retur până când echipa se va întoarce cu adevărat acasă. În filozofia de joc a noului antrenor al Rapidului, calitatea suprafeței de joc este una foarte importantă la această posesie pe care vrei să o arate jucătorii Rapidului? Foarte important e un cuvânt mult prea mic. Da, într-adevăr, mi-aș dori o suprafață foarte bună de joc. Cea de la Bufta se preta pentru așa ceva. Vom vedea însă și cum vor fi temperaturile și care va fi vremea în momentul în care vom relua la 20 februarie. Totuși nu ne vom aștepta la terenuri foarte bune, dar într-adevăr este un aspect la care țin foarte mult. Din păcate, terenul de antrenament nu se prezintă în condiții foarte bune. La Voluntari ar fi fost o variantă bună pentru Rapid și mi-amintesc că au jucat acolo cu Turism, dacă nu mă înșel. Dar tocmai de aceea și probabil și în această idee, nu știu dacă Adi Enci sau altcineva a hotărât asta, Rapidul a simțit lucrul ăsta, că jucătorii au nevoie de o suprafață bună și au făcut pasul acesta cu Buftea după ce au disputat câteva meciuri în regie. Varianta Buftea este, din punctul meu, una bună, dar poate s-ar găsi o variantă în care, odată sperăm și cu revenirea suporterilor în tribună, să putem să avem și suporteri și pe un teren foarte bun. Asta e varianta ideală. O căutăm. Da. Stadionul poate reprezenta un handicap, lipsa terenului pentru o echipă, nu-i așa? Și afectează rezultatele vizibil. Da, este foarte adevărat faptul că lipsa unui stadion contează enorm într-un context total al lucrurilor. Pentru că jucătorii simt acest aspect. Pentru ei reprezintă terenul de joc, reprezintă acasă. În momentul în care te plimbi și joci la Buftea, după aceea mergi la Clinceni, mai joci în regie, tot timpul ai senzația că mergi pe un teren neutru. Tot timpul îți pierzi reperele, pentru că un jucător, în momentul în care joacă multe meciuri, dispută antrenamente într-o anumită situație, el își creează niște repere, stabilește niște distanțe față de linia de tușă, față de poartă, față de tot. El se obișnuiește, se creează automat în subconștient niște deprinderi față de acest stadion. În momentul în care tu te muți, ok, este în regulă să te muți o dată la o săptămână, pentru că joci în deplasare, dar după aceea revii tot timpul acasă. Dar în momentul în care tu te muți săptămână de săptămână și joci tot timpul în altă parte, este un minus pe care jucătorii acelei echipe îl au comparativ cu celelalte echipe. Nicolae Grigore, finanțatorul Rapidului, domnul Victor Angelescu, spunea că, în opinia dumnealui, trei echipe sunt alături de Rapid principalele favorite la promovare: Petrolul, Ucluj, pe care le-ai amintit și tu, și, evident, liderul competiției, FC Universitatea Craiova. Mai putem adăuga și altceva, totuși în contextul atât de echilibrat al campionatului? Și eu văd aceste echipe ca principale favorite, dar haideți să lăsăm niște puncte de suspensie, pentru că să ne amintim, anul trecut FC Argeș, de-a lungul campionatului, nu a spus nimic, nu că nu a spus fizic, pur și simplu ca fotbal, nu reprezenta practic o amenințare pentru celelalte echipe care ar dori sau care ar putea să promoveze, iar la final, făcându-se acel play-off, ei au reușit să, prin jocul rezultatelor, pentru că s-au promovat în 98,
Se poate întâmpla orice. Chiar și anul acesta este un format nou față de ceea ce a fost până acum la Liga 2, un format foarte interesant pentru că noi vorbim despre 16 etape care au mai rămas, 6 din acest parcurs, din practic campionatul acesta regular, după care urmează niște meciuri în care joci doar cu cele mai bune echipe. Ceea ce este puțin diferit, este foarte interesant din punctul meu de vedere pentru că vei juca doar cu echipele cu care te bați și nu poți să nu ai de unde să știi niciodată ce formă de moment poate prinde o echipă, ce conjunctură poate avea în acel context și nu mai departe de FC Argeș care au promovat cu Mioveni pierzând, cu Rapidul egalând în minutul 98 și ducându-se în Liga 1. Deci, într-adevăr, privind lucrurile și analizându-le nu neapărat superficial, dar de ansamblu sunt aceste patru echipe, Rapid, Craiova, Petrolul și Ucluj, care se vor bate. Dar oricând pot apărea surprize și de aceea trebuie să fim atenți. Și care dintre ele crezi că își vor menține nivelul sau vor înșela cumva așteptările în Liga 1, dacă vor promova? Da, pentru orice echipă nou promovată, impactul cu Liga 1 este foarte mare, pentru că acolo totuși nivelul este altul și financiar și automat îți permis să aduci alți jucători, dar și din punct de vedere al competiției și cel puțin în prima parte a sezonului vedem, de-a lungul acestei competiții am văzut FC Argeș care a avut probleme și se situează jos în clasament. Nici UTA nu a avut, au avut meciuri bune, dar au încheiat oarecum greu de tot, pierzând ultimele două meciuri. Impactul este foarte mare, de aceea și formatul acelei competiții, că vorbim de format, ajută pe undeva aceste echipe nou promovate, pentru că după aceea se înjumătățesc punctele, jucătorii se obișnuiesc, se acomodează, conducerile își dau seama de ce le lipsește și de ce au nevoie, reușesc să completeze loturile și aceste echipe au oarecum o șansă în plus de a rămâne în Liga 1 sau de a face performantă, de a urca mai sus. Nicu, la Rapid, fanii joacă un rol important în viața echipei. Cum va gestiona Nicolae Grigore relația cu suporterii Rapidului? Vor fi întâlniri la un anumit interval de timp? Vei discuta cu liderii galeriei? Cum va funcționa această relație cu fanii unei echipe atât de iubite în România? Așa cum spuneam mai devreme, eu am peste 20 de ani petrecuți în cadrul acestui club. M-am intersectat de foarte multe ori cu fanii acestei echipe, cu liderii suporterilor. Știm foarte bine cum sunt ei, ei știu foarte bine cum sunt eu. Ei au mai avut de-a lungul timpului, în momentul în care au avut ceva de spus, au venit și nu neapărat cu antrenorul să discute ceva, cu jucătorii de față, cu toată lumea, cum cred că e cel mai corect, pentru că, așa cum spuneați, au un rol foarte important în viața acestei echipe. Atunci când au avut o nemulțumire sau dimpotrivă, au avut ceva de transmis laudativ, au venit în fața jucătorilor, de față cu toată lumea și au spus ce aveau de spus foarte corect. Și pe undeva mi se pare normal să fie această colaborare cu suporteri. Atunci când ei înseamnă atât de mult pentru un club și au făcut atâtea pentru acest club, e normal să poată să-și pună părerea atunci când doresc sau când au ceva de spus. Din păcate nu avem încă, sperăm ca lucrurile să se schimbe pe parcursul anului următor. Ne lipsesc din tribune, știm ce atmosferă se creează și nu doar la Rapid, ci peste tot pe stadioane e nevoie de suporteri, pentru că până la urmă acest sport este făcut pentru suporteri, ca oamenii să vină să se bucure de acest sport fizic, live, pe stadion. Bine, voi la Rapid sunteți ceva mai norocoși decât ceilalți, pentru că strângeți de fiecare dată un număr impresionant de suporteri, pe lângă celelalte echipe, multe dintre ele, care nu mai reușesc să mai aducă oamenii la stadion. De ce crezi că se întâmplă asta? Aș putea să răspund foarte simplu, baza exactă a suporterilor, cât sunt și faptul că Rapid însumează foarte mulți fani. Mi-amintesc numai de vreme de anul în care am fost cu Pancone și m-am mers la Pitești, au venit 3.000 de suporteri în deplasare. Nu știu când a mai fost o astfel de situație în România, ca echipa adversă să aibă mult mai mulți fani decât cea care juca pe teren propriu. La Rapid știm că în momentul în care lucrurile se așează pe un făgaș normal și lucrurile
mers spre bine, fanii sunt foarte importanti și vin într-un număr impresionant. Să jucăm în Liga 3-a cu 10.000 de suporteri, meciul de promovare cu Slobozia sau astfel de meciuri, e ceva fantastic și sunt convins că nu doar pentru noi, pentru rapidiști, chiar și pentru adversari. Spuneți, Daniel Pancu, fostul tău coleg la Rapid, acum la Politehnica Iași, unde iată că alternează lucrurile bune. Ca rezultate spun, pentru că noi, din păcate, de multe ori ne uităm doar la rezultate. Te-ai consultat și cu el, Nicolae Grigore, în momentul în care acum ai primit din nou această variantă, oferta de a fi principalul responsabil tehnic la Rapid, sau cu alți oameni importanți din peisajul tău, din preajma ta, oameni deosebiți din lumea fotbalului? E mult spus să mă consult, pentru că eu vorbesc periodic cu Daniel Pancu, știa despre ce urma să se întâmple, mi-a urat mult succes. Știu că se bucură, s-ar bucura enorm ca Rapidul să reușească, cred că s-ar bucura și pentru mine, sunt convins că s-ar bucura, dar el are sânge de Rapidist și s-ar bucura ca acest club să ajungă în Liga 1. Chiar am vorbit ieri cu Daniel și a avut o perioadă extrem de dificilă la ea și era singura, asta mi-a transmis, probabil că e adevărat, singura echipă din Liga 1 sau poate din și Liga 1 și Liga 2 care n-au încasat niciun salariu în acest tur de campionat. Și spunea că i-a fost foarte greu să motiveze jucătorii, mai ales că sunt mulți jucători străini plecați de acasă, de lângă familii, care au venit să joace fotbal și să nu primești niciun ban, e foarte greu să reușești acest lucru. Și a fost foarte complicat, era foarte mulțumit de modul în care a reușit să termine și m-am bucurat pentru faptul că a reușit să termine cu o victorie, pentru că pune foarte mult suflet, se consumă enorm și asta la victoria asta i-a dat așa un moral. A venit la timp, a venit la timp. Ca să se liniștească. Deci iată că partea financiară reprezintă o problemă pentru foarte multă lume, de altfel, nu doar pentru echipele de la Liga 2 sau Liga 3, ci... Da, și la Liga 1, uite, e o problemă generală. Niște situații și din punct de vedere legal e ceva foarte, foarte greșit, pentru că nu e normal să nu-ți plătești angajații, să spun. E o problemă generală. Poate pe viitor se va găsi o soluție ca să compenseze pe undeva lucrurile acestea. Se vorbește foarte mult și poate că e o soluție bună ca Liga Profesionistă să rețină o parte din drepturile TV în care să fie... Să se plătească salariile în momentul în care ajungi jucători, așa cum spuneam, o situație la Poli Iași cu jucători neplătiți de 3-4 luni de zile. Și poate că se va găsi pe viitor un astfel de context să acești bani să poată fi virați dinspre ligă direct în cazul în care nu reușește clubul să plătească. Nu e normal, pentru că lăsând la o parte români străini care vin din altă țară și joacă în România, și normal că vin pentru bani. Nimeni nu vine nici măcar la un club mai mare ca Dinamo, nu ar veni nimeni pentru nume. Și acei spanioli, ajungem și acolo, au venit pentru bani, pentru aceea situație. Oamenii trebuie plătiți, dacă te-ai asigurat că poți să le plătești niște salarii în momentul în care ai semnat, consider că acele înțelegeri ar trebui respectate și duse la bun final. Nicu, cred că principala ta preocupare acum, înainte de reluarea pregătirilor, este primul meci. Întotdeauna primul meci este cel mai important. Ripensia Timișoara a început să adun deja probe legate de adversar. Pare, pentru Rapid, așa la o primă evaluare, o dispută accesibilă, să spunem, chiar dacă Ripensia a pus destule probleme și în deplasare. Întotdeauna, nu la fotbal, cel mai important meci este cel care urmează. A spus foarte bine, pare, pentru că... Ripensia este o echipă imprevizibilă. Au pierdut penultimul meci la U Cluj, poate pe undeva nemeritat, dar au încheiat sezonul cu o victorie împotriva unei echipe bune de Liga 2, Farul Constanța, care pierde foarte greu. Asta ne dă de gândit, pentru că înseamnă că Ripensia poate să facă meciuri bune. Dar, cumulat cu ceea ce se întâmplă la Rapid, vorbim de Rapid, despre faptul că este un spirit, este ceva diferit, și să nu uităm că Rapidul, revenind la perioada în care eram împreună cu Daniel Pancu, câștigam la Mioveni cu 5-1 și pierdeam la Znagov cu 3-2. Rapid. De aceea trebuie să fim foarte atenți la acest meci cu Ripensia, fiind și primul, întotdeauna primul meci de la reluare este un pic diferit, este puțin ciudat, pentru că jucătorii încă nu au rind de competiție, oricâte amicale se fac, oricâte antrenamente se fac, nu există rind de competiție, nu există emoția competiției,
și până se așează lucrurile, este important ca ei să fie concentrați maxim și să reușească să câștige acel meci, pentru că după aceea lucrurile se așează normal, trece și acea acomodare și emoțională și fizică despre care vorbeam referitor la competiție. Nicolae Grigore, vorbim de două locuri diferite. La Ploiești ne spunea Viorel Moldovan, care a venit să antreneze Petrolul cu dorința de a o duce în prima ligă, că pentru orice tehnician, cel mai important moment și cel mai simplu așa, este momentul când te prezintă noua conducerea clubului, pui fularul acolo și după care începe greul. Puncta Viorel Moldovan, experimentatul tehnician care nu are o viață ușoară la Petrolul, un adversar important pentru Rapid în lupta către prima ligă. Da, a avut perfectă dreptate. Este momentul cel mai ușor pentru un antrenor. După aceea, în funcție de ceea ce se întâmplă la clubul respectiv, tot ceea ce ai de gestionat, și Vio vorbește și în cunoștință de cauză, pentru că și Petrolul de asemenea este un club mare, unde presiunea este acasă. Au investit foarte mult, au schimbat foarte mult în ultima perioadă, în ultimii ani, nu doar în ultima perioadă. Și cu siguranță va fi o luptă crâncenă în acest retur de campionat cu Petrolul, pentru că își vor dori foarte mult, știm oarecum vor să se întărească și că își caută jucători și o echipă cu potență financiară, un club cu potență financiară care pe lângă ce au adus încearcă din nou să transfere jucători importanți. Nicu, îmi place foarte mult că ești foarte bine pus la punct cu ceea ce înseamnă Liga a doua. Asta arată că Rapidul și-a adus un antrenor în cunoștință de cauză, știi mai totul despre adversari. Probabil că așa trebuie să fie înainte de fiecare meci. Adversarul este bine studiat, nu? Pentru a vedea despre ce este vorba, chiar dacă punctai Rapid, ar trebui să arate sub conducerea ta, să impună ritmul, să aibă balonul, să aibă posesia, să aibă construcția, dar e bine, nu? Să știm și adversarul ce ne oferă. Lucrurile se leagă din punctul meu de vedere, pentru că tu poți să faci lucrurile și să-ți fie mult mai ușor știind și ceea ce face adversarul. Tu poți să-i știi punctele slabe, punctele forte, să încerci să le ofer cât mai puține situații în care ei să-și pună în valoare punctele lor forte și să insiști foarte mult pe ce minusuri au ei. Asta e cel mai important. Tu, având o bază în care poți să alternezi și să încerci să ataci întotdeauna acolo unde adversarul este mai slab. Legat de asta, în Liga a doua, da, într-adevăr, am și experiența aceea de antrenor secund și am urmărit, chiar și când eram la Liga 3, urmăream Liga 2 și știu ce echipe sunt, știu ceea ce se întâmplă în mare la Liga 2, iar în funcție de meciul care se apropie, pentru că e normal. Sunt convins că și celelalte echipe în această perioadă de iarnă vor schimba, poate nu știu dacă vor schimba antrenor, dar cu siguranță jucători se schimbă, transferuri se fac și oarecum lucrurile se modifică oarecum pentru toți. De aceea trebuie să reluăm această situație în care vom culege date și vom încerca să aflăm informații cu cât ne apropiem mai mult de ora confruntării directe. Antrenorul principal răspunde de rezultate, este în prim plan întotdeauna. Cum va funcționa relația lui Nicolae Grigore cu subalternii? Nu, e mult spus, colegii din staff. Fiecare va avea dreptul la părerea lui, evident că cel care va lua deciziile finale este Nicolae Grigore. Dar cum va fi această colaborare cu ceilalți membri ai staff-ului? No, chiar ați punctat foarte bine. Nu văd subaltern, văd colaborator, pentru că suntem cu toții implicați în același lucru. Și chiar dacă responsabilitatea finală îmi aparține și implicit cuvântul final îmi va aparține, din punctul meu de vedere e foarte important să asculți ceea ce ți se spune din jur, mai ales cu cei care sunt implicați zi de zi și văd lucrurile, pentru că pot veni cu păreri, poate ești subiectiv într-un anumit moment, poate ești influențat emoțional diferit față de acele aspecte și nu vezi lucrurile de ansamblu. Și atunci poate veni cineva să-ți transmită o idee pe care o analizezi și care poate să fie la un moment dat mult mai bună față de ceea ce gândești tu. Chiar aici aș vrea să menționez, pe lângă Mihăiță Iosif, de care am amintit, de Ștefan Grigorie, care este un al doilea colaborator, și de Viorel Hizo, domnul Hizo, cu care discut periodic, este directorul tehnic al acestui club. Am dorit foarte mult să avem un om cu experiență care să fie trecut prin ceea ce înseamnă Rapid. Mi-am dorit un om cu experiență din fotbalul românesc, dar un om cu experiență la nivelul Rapidului, pentru că
revenind, Rapidul este un club special și poate doar un om care a trăit experiențe în cadrul acestui club poate să înțeleagă foarte, foarte clar ce se întâmplă și ce sfat să ofere. Nicolae, aș vrea să vorbim acum spre finalul emisiunii noastre despre perioada la echipa națională de Under 21, care a făcut din nou un pas foarte important și s-a calificat la al doilea turneu final la rând. Și cred că ați avut niște momente de bucurie tare frumoase, pe care pe multe le-am și văzut. Da, a fost o perioadă fantastică din punctul meu de vedere. Pentru mine o perioadă în care am învățat foarte mult alături de Adi, de fotbalul, acel fotbal european la acest nivel, pentru că totuși calificarea n-a venit dintr-o grupă facilă. Am întâlnit Danemarca, echipa care a dominat această grupă până într-un final. Dar și care a dat dovadă de fair play deosebit? Nu, revenim și la asta. Nu a fost fair play, revenim și la asta. Păi, eram ironică, nu... Dar totuși să nu uităm că din această grupă a rămas acasă Ucraina, care pe această categorie de vârstă, 98-99, care reprezentau jucătorii U21, cu 2 ani înainte fuseseră campion mondial. Nu a fost... Deci, practic, noi ne-am confruntat la un moment dat campionii mondiali ai acestei generații. Cred că este o calificare importantă și prin prisma bucuriei noastre, fiind subiectiv, dar prin prisma fotbalului românesc, pentru că este a doua care vine în acest moment, din ce înțeleg, și m-aș bucura foarte mult să urmeze o a treia, datorită faptului că România va organiza viitorul campionat european. Iar pentru acești jucători, pentru generațiile acestea care vin din urmă, e foarte important ca România să se obișnuiască cu turneele finale. Foarte important ca să ne ducem și campanie de campanie să ne batem cu cei mai buni. Să jucăm cu Germania, să jucăm cu Olanda, așa cum am jucat acum cu Danemarca, cu Ucraina, și să participăm, să fim oarecum la masa celor mai buni. Ce a zis Adrian Mutu când a văzut decizia ta de a te despărți de el și de a prelua Rapidul? Pentru că iată îmbucurător, nu, Nicolae Grigore și Mirel Rădoi s-ar fi aflat pe lista Craiovei. De Adrian Mutu se spunea că este în negocieri cu CFR Cluj. Primul care a făcut pasul, Nicolae Grigore, care a lăsat echipa națională de tineret pentru a prelua Rapidul. Da, așa cum am spus mai devreme, după ce am avut prima discuție cu Rapidul, cu o lună de zile înainte să ajung, Adrian a știut din seara aceea, pentru că l-am sunat, am avut o relație extrem de bună și corectă cu el, am spus ce s-a întâmplat, ne-am văzut a doua zi și s-a bucurat pentru mine, mi-a spus că este o oportunitate și a înțeles perfect situația, doar că am discutat cum să gestionăm foarte bine momentul ăsta și să merg la Rapid după ce se termină această campanie, după ce se desfășoară și meciul cu Danemarca. Din partea lui am avut sprijin total, a înțeles perfect trăirile mele și faptul că este vorba de Rapid și că îmi doresc să merg pe această cale a antrenorului principal și, așa cum vorbeam mai devreme de Daniel Pancu și cu Adrian, am păstrat o relație foarte bună. Numai devreme de azi am vorbit la telefon și am stabilit să ne vedem în zilele următoare să vorbim despre fotbal. Ai un oarecare regret sau urmă de regret că nu o să fii alături de ei pentru turneul ce urmează și la Jocurile Olimpice de la Tokyo? Da, vă dați seama că mi-ar fi plăcut foarte mult să fiu acolo. Nu ne putem împărți în foarte multe locuri. Sunt momente extraordinare să particip la acele competiții și, lăsând la o parte competițiile, îmi va face întotdeauna plăcere să revăd băieții, să revăd staff-ul, să revăd oamenii alături de care am muncit. Dar a trebuit să aleg să merg într-o parte. Probabil dacă aș fi rămas la națională, m-aș fi gândit cum ar fi fost să preiau Rapidul și să conduc Rapidul ca antrenor principal. Și așa mai bine să le faci pe amândouă cumva și să ai complicat. Două mulțumiri. Da, sunt foarte bucuros că am reușit să ne calificăm. O să le țin pumnii băieților și staff-ului și tuturor. O să fiu alături de ei și sunt convins că vor face o imagine, o figură foarte frumoasă și o imagine fotbalului românesc foarte bună. Nu putem să dăm nume, că așa este la un club important, discreție, dar Nicolae Grigore va folosi experiența și de la echipa națională de tineret pentru a reuși să mute oarecum semnificativ către Rapid, unul, doi jucători tineri de perspectivă alături de care ai lucrat? Nu, e foarte complicat să aduci jucătorii de la România, de la U21. Sunt... Chiar dacă e vorba de Rapid, e atât de complicat? Putem să discutăm și despre nume, dacă vrei, și vedem unde sunt băieții, ce au realizat totuși. La ce echipe joacă în prezent, joacă, pe ce salarii. Exact, salarii, evident.
că un jucător care este la echipa națională a României U21 nu ar putea să plece decât pe sumă de transfer mare. Deci e foarte complicat. Mi-aș dori, dacă aș putea să aleg, mâine aș vrea pe toți. Dar sunt jucători care au, și ca să nu vorbim din campionatul românesc, vorbim de Marius Marin, care este în Italia, în Serie B, și citeam despre el că are oferte din Serie A. Trebuie să înțelegem nivelul la care suntem, să-l acceptăm și să sperăm că vom ajunge în acea situație în care Rapidul să dea jucător la România U21 și eventual aceea poate să-și aducă. Vorbim totuși și dăm nume, și pentru că am văzut, vorbim de Hăruț, despre care am văzut că se cere peste 1 milion de euro, adică sunt alte sume importante. Dar să sperăm că perspectiva anului ce urmează va fi una foarte bună. Îți mulțumim foarte mult pentru prezență, Nicolae. Noi ne revedem mâine tot de la ora 17. O seară frumoasă!